Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou tutorial. Am văzut că pe live-ul de alaltăieri, da, când am jucat la non-prime cu OneTap Cracked V3, m-ați întrebat foarte mult cum fac eu să nu-mi dea crash OneTap-ul sau cum... Unde l-am găsit, OneTap, cred, cu V3. Și m-ați întrebat foarte mulți dintre voi de config, adică să vă dau configul meu de OneTap V3. Iar în acest episod vă voi face tutorial cum să vă descărcați, cu ce injector să-l injectați ca să nu luați crash-uri. Și o să vă las configul în descriere, desigur. Dați, frate, și voi acolo, hai să strângem 1000 de like-uri la acest tutorial dacă mai vreți alte chestii de genul în continuare. Și hai să vedem, bă băieți. Deci, în primul rând, de unde am descărcat eu OneTap Cracked V3-ul? Eu descarc orice fel de cheat gratis de pe cheater.fan, dar vă spun clar, nu vă recomand, să nu băgați niciodată cheat-uri gratis pe conturile voastre la care țineți. Adică dacă aveți un cont main sau ceva, niciodată să nu băgați cheat-uri gratis acolo, pentru că vă luați bani. Uitați, și eu pe contul pe care am... jucat pe live, mi-am luat VAC-ban. De aia nu vă recomand să vă băgați cheat-uri pe conturile mele, pentru că o să vă luați VAC-ban. Indiferent dacă jucați voi legit, rage, oricum o să vă luați VAC-ban. Deci de aia vă zic să aveți mare, mare grijă. Ok, deci ce facem în primul rând? Intrăm pe cheater.fan, trebuie să vă faceți un cont. Eu am deja cont. Valea Alexandru 123, nici Velea Alexandru, ok, mi-am pus numele Velea. Am 100 de conturi pe site-ul, s-a tot timpul muit parola și îmi fac câte un cont și nu mai știam ce nume să-mi pun, în fine. Deci pe Counter-Strike aici, intrați la secțiunea de Counter-Strike, dar pe Counter-Strike 2.go, vă zic așa, pas cu pas. Și aici o să găsiți foarte, foarte, foarte multe cheat-uri. Uite, skit HVA, ăsta e skit ăla, fake skit-ul, orhid cheats, foarte, foarte multe chestii. Uite, Fanta.club, nu știu, foarte, foarte multe cheat-uri. Dați aici frumos pe OneTap Cracked V3. Vă duceți jos, dar trebuie să aveți neapărat cont. Vă duceți mai jos și dați aici download. O să vă pun să așteptați 20 de secunde sau ceva de genul. Iar după aia vă duceți spre site-ul acesta Mega, îi dați download și parola de la Winrar este 123. Deci de aici descărcați OneTap-ul, da? După aceea vă duceți aici la software, la injectors și căutați ori SAS Injector, ori Extreme Injector. Extreme Injector, nu știu dacă l-am văzut pe aici asta. Extreme Injector mi l-a dat Sky, dar voi puteți să folosiți în orice caz SAS Injector. Ăsta mi se pare cel mai bun. Dă buybacks și la CSGO Trust Mod, adică poți să-l bași și cu Trust Mod On. Deci foarte, foarte tare injectorul acesta. Eu astăzi îl injectez cu Extreme Injector. Da, dacă vreți neapărat Extreme Injector, puteți pur și simplu să căutați Extreme Injector download, atunci că nu prea pot să scriu așa. Și îl găsiți aici primul stream injector 3.7 și uitați, fix injectorul pe care l-am eu și o să-l folosesc în acest episod. Dați doar aici download și ați rezolvat totul. Eu în acest tutorial o să vă învăț cum să vă injectați cheat-uri în CSGO cu Extreme Injector. Cu SAS Injector probabil trebuie să faceți toate aceleași setări, dar arată meniul altcumva. Dar dacă vreți să urmați pas cu pas ce fac eu, puteți să downloadați Extreme Injector. Ok, deci avem CS-ul deschis, dați-o mai un pic să văd să nu mi se fi dat microfonul iar în blană. Nu e dat în blană, perfect. Deci aveți CS-go, da, totul este bine și frumos, dar dă misert, nu se întâmplă absolut nimic. Ieșim, pornim stream injectorul cu Run as Administrator. Nu știu dacă e obligatoriu așa, pornesc orice fel de cheat cu Run as Administrator, bam, bam. L-am pornit totul frumos. Și ce setări trebuie să faceți? Trebuie să vă duceți la settings. Bine, nu setări neapărat, e ok, doar o chestie. Aici la injection method trebuie să puneți manual map. Neapărat, dacă nu puneți manual map, nu o să vi se injecteze. Dați frumos ok, dați aici select, căutați CSGO. Aici procesul în care trebuie să injectați DLL-ul. Căutați CSGO de foarte multe ori aici, așa, aproape jos de tot. Deci dați jos de tot, după vă duceți un pic în sus și îl găsiți aici. Dați un click pe el, dați select și am selectat CSGO. Ce facem după aia? Dăm pe Add DLL și căutăm, DLL-ul. Îl avem pe desktop cel mai probabil. Mamă, cu răzlăbire câte chestii am aici, să moară Bibi. Mamă, unde am alea, mă? New folder, new, cred că ăsta. Da, ăsta e. Fix OneTap V3.dll. Dăm dublu click, ne-a apărut și OneTap-ul și dăm pe inject. You have not... gata, ok, ce mai zice? You have not selected or entered the process that is currently... mă rog, mi-a detectat CS-ul, că nu merge, în fine. Acum văd că mi l-au detectat și ia uitați, bă băieți, ce avem noi aici. OTC3. Bă, nu știu dacă o să pot să intru în match, adică în match, în
practice with boots, ia să încercăm să vedem dacă pot să intru. Nu cred că o să pot să intru, că am vag bani și nu mi-am pus antraste, dar s-ar putea să se fi făcut update și să ne lase să intrăm. Nu știu, zic și eu să vă arăt și cum merge config, oricum este un config super șmecher, am bătut acolo, ați văzut ce le-am dat la băieți pe live-ul, configul ăsta e super super șmecher, configul vi-l recomand, adică dacă aveți voi alt config de la un prieten sau ceva, puteți să-l băgați pe ăla, dar eu... Nu știu, tot vi-l recomand pe ăsta, mi se pare genial config-ul. Pentru mine, nu știu cum e pentru voi acum. Dar nu cred că o să mă lase să intru. Văd că mi s-a blocat ce... Opa, connecting to server, cred că aici o să-mi dea. Cred că aici o să-mi dea, you have VPN on record. Da, ceva, îmi zic VPN from secure server. Da, pentru că am uitat să bag antrasă în consolă. În fine, vă mai zic încă o dată, acest cheat folosiți-l doar pe un cont nou făcut, dacă vreți să vă distrați sau dacă vreți să intrați pe serverele de hack versus sex să vă distrați acolo, dar în niciun caz să nu-l băgați pe contul main. Sper că v-a plăcut acest tutorial, fraților, dați și voi acolo un like dacă mai vreți tutoriale de genul în continuare, vă aștept diseară pe live la 9, sper să apuc să fac pentru că ieri n-am apucat să fac din păcate, v-am zis tot timpul când nu apuc să fac live seara la ora 9 vă anunț pe comunitate, sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare, salut!